177 de zile de cursuri și 34 de vacanță fără cea de vară, cam așa arată un proiect pentru anul școlar 2014-2015 lansat în dezbatere publică de minister. Asta înseamnă că, practic, elevii vor merge la școală 36 de săptămâni. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal, pentru care anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Pentru cei care vor termina, în schimb, clasa 8-a, Ministerul a propus 35 de săptămâni de cursuri și una dedicată evaluării naționale. Proiectul lansat de minister se află în dezbatere publică până pe 17 iunie. Calendarul după care se vor desfășura examenele și evaluările va fi aprobat prin ordine distincte ale ministrului.